La campionatele naționale de canotaj de la Orșova au participat și medaliații de la mondialele de juniori desfășurate în Bulgaria, printre ei și sportivii orșoveni care au cucerit 4 din cele 7 medalii ale delegației României. Cum a fost la mondialele de juniori din Bulgaria? A fost puțin cam greu. Cu ce medalie te-ai întors? Cu medalia de aur. În echipajul de? 2 fără. O medalie deosebit de prețioasă pentru canotajul românesc. Ce sper că vei face în continuare? Păi sper că voi face, voi continua ca să mai iau medalie. Sper să ajungi și la Jocurile Olimpice din Brazilia? Da. Ce trebuie să faci pentru acest lucru? Ca să muncesc mai mult, să mă antrenez. Cum a fost în Bulgaria? A fost frumos, a fost greu și ne-am dorit foarte mult să câștigăm, dar adversarele noastre au fost puțin mai bune decât noi. Ați luat medalia de? Argent. Putea fi mai bine? Nu cred, deoarece nu ne-a avantajat vântul. Iar noi am dat tot ce am putut. Medaliată la ultima ediție a campionatelor mondiale, cum a fost în Bulgaria? A fost frumos, foarte greu, dar a meritat. Vedeți posibilitatea de a fi schimbul de mâine al canotajului românesc, să ne aduceți medalii și de la Rio de Janeiro? Posibil, nu se știe ce va fi în viitor. Va fi această generație una care poate schimba imaginea canotajului românesc la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro? Cu siguranță că așa ar trebui să se întâmple, dar vedeți, următoarea etapă a lor este cea de tineret. Când ei termină un liceu, o parte dintre ei dau la facultate, o parte nu-și doresc acest lucru. Și atunci, dacă nu sunt ajutați în perioada asta, ca rezultatele lor să fie pe măsura așteptărilor, ei se pierd. Cu siguranță că noi facem tot ce este posibil în limita posibilităților să-i ajutăm, să-i păstrăm, ca ei să fie generația care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de la Rio. O nouă generație de excepție s-a format la Orșova. Din păcate, la club au apărut unele probleme, mai ales în relația cu conducerea liceului, pe lângă care funcționează. O situație pe care sperăm ca urgent Inspectoratul Școlar Județean Mehedin să o rezolve, în primul și în primul rând, în interesul sportului românesc. Etapa 6 din Liga 1 la fotbal s-a încheiat cu jocul de la Vaslui, în care Steaua a pierdut prima partidă din această ediție de campionat. O etapă interesantă care n-a prea adus modificări în clasament, mai ales în partea lui inferioară. Surprinzătoare rămâne mai ales prin proporțiile scorului, victoria echipei lui Gică Hagi la viitoarea adversară a severinenilor, Ceahlăul Piatra Neamț. Să urmărim însă rezultatele din această etapă a Ligii 1 la fotbal. Pandurii cu 16 puncte, urmată de Steaua la 3 puncte, se află în fruntea clasamentului, în timp ce CS Turnul Severin ocupă poziția 16-a cu 2 puncte, la egalitate cu CSM Iași și Gloria Bistrița. Evoluția slabă din cele 6 etape ale Ligii 1 a dus la demiterea lui Marian Bondea din funcția de antrenor principal la CS Turnul Severin. S-ar părea că aceeași soartă o vor avea și secunzii Geri Gane și Tiberiu Lung, Liviu Ciubotariu, nou antrenor, dorind să vină cu echipa lui tehnică. Să sperăm că va fi o schimbare care să ducă la o altă stare de spirit la echipă, cuvenindu-se și un sincer mulțumesc pentru profesorul Marian Bondrea, care a reușit o performanță istorică pentru doveta Turnul Severin. Și, poate, va veni și un sprijin material pentru că, de promisiuni, CS Turnul Severin nu duce lipsă.